Astăzi dimineață, când ne-am întâlnit, v-am promis câteva noutăți și am folosit câteva cuvinte mari. Am spus, în primul rând, că vom prezenta câteva modele noi, în premieră. Ce avem aici? O combină John Deere. Ușor de văzut, toată lumea o cunoaște. E verde, are o dungă galbenă, niște linii foarte plăcute. Este superbă. Am eliminat tot ce este tablă pe ea, folosim pe ea numai resturi din soia și porumb. Deci totul este refolosit la noi. Dar pe ea mai apare o literă S, ceea ce înseamnă o combină axială. Până acum v-am obișnuit cu combinele axiale 560 și 690, care le-ați văzut deja pe câmp lucrând, undeva între 320 și 350 de tone la zi. Acum a venit timpul să încercăm ceva nou. Am venit cu un nou model de combină. O să rog pe cineva, cine dorește, să se apropie de ea. Te-ai apropiat? Atunci te rog frumos, scoate eticheta aia de acolo. Te rog chiar. Pe roată. Este o roată oferită de către Goodyear, de aceasta 680. Vă mulțumesc. Este prima oară când facem acest lucru. Dacă vă veți uita pe internet, nu găsiți acest model. Nu în România. Prezentarea oficială a acestui model în luna noiembrie, Agritehnica. De data aceasta, da. Erați obișnuiți să spuneți, suntem români, suntem în România, de 15 ani de zile nu se mai produce așa ceva, deci poate să ajungă și la noi. Acum o vom vedea întâi noi, ne uităm la ea, după care îi vom invita și pe cei din Germania, din Franța, să vadă cu ce lucrăm noi de câteva luni de zile. Este un model de 537 de cai. Ne-am mărit familia de combine axiale, plecăm de la 350 de cai până la 600 de cai. O gamă foarte, foarte largă, ceea ce ne va completa gama noastră de combine, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că vom pleca de data aceasta de la 200 de cai cu modelul 1470, urcăm prin modelele W și T cu 290-350 de cai până la 400 de cai, oferindu-vă cea mai mare combină cu căișori din lume, modelul T670, iar în final vom încheia cu seria de axiale între 350 și 600 de cai. Pentru această combină vă amintiți că vorbeam totuși de un motor. Sunt, e adevărat, ceva mai în vârstă. Eu am învățat în alte timpuri. Mie profesorii la facultate mi-au spus așa: vrei să ai o recoltă bună, ai nevoie de mașini bune. O mașină bună înseamnă, în primul rând, o combină, un motor foarte bun pe ea, în care să bagi motorină, în care să bagi ulei, intră aer și tu să îți vezi numai de recoltat. Un alt lucru care ni l-au spus a fost cutia de viteze. Până acum aveam o cutie hidramată cu o schimbare manuală a vitezelor. În primul rând, omul făcea niște mișcări în plus, în al doilea rând, nu știa exact când să schimbe vitezele. Așa că am folosit pentru această combină o cutie de tip ProDrive. Aceasta ce înseamnă? Avem în cabină două butoane. Unul pentru viteză, pentru mers în câmp, unul pentru deplasare pe șosea. Apăsăm pe butonul pentru mers în câmp. Avem o altă umiditate, o altă condiție de lucru, o altă producție la hectar. Automat ea schimbă viteza, combina, astfel încât să reducem consumul și să obținem maximum de la combină. Mergem undeva în transport. Ce se va întâmpla? Automat ea își va schimba vitezele. Începe să urcați o pantă, automat își reduce viteza. Pentru dumneavoastră, în jur de 15% economie la carburant în timpul deplasării. Și aceasta fără niciun fel de efort. Cred că merită. Avem o altă problemă care ni s-a pus. Folosim o masă mare, 9 metri și 15, 10 metri 30. Mercul de descărcare trebuie să fie foarte lung. Ce facem în transport? Ce facem seara când ajungem acasă și băgăm combina în garaj? Mercul lovește în peretele garajului. Deformăm. Am folosit această soluție. Din cabină. În timpul recoltatului nu mai
Și când vă deplasați de pe o sălă pe alta, ce faceți cu copacul vecinului? Îi culegeți corcodușele? Ceea ce este nou, începând de anul acesta, oferim o pregătire GD-Link la toate combinele din familia S. Ce înseamnă aceasta? Să trecem la elementele simple. În primul rând, dumneavoastră sunteți în birou. Trimiteți pe combainier să recolteze din ferma dumneavoastră direct în câmp și ați fixat traiectoria pe care să meargă. El pe drum se mai oprește să-și mai cumpere și un pachet de țigări și iese de pe traiectorie. Imediat sunteți avertizați, nu mai este unde l-ai trimis. A ajuns în câmp. Deja dumneavoastră știți ce anume recoltează, cu ce viteză, la ce umiditate, la ce producție, unde recoltează, la cine recoltează, dacă avea ce căuta acolo sau nu. Dacă se fură motorină, știi? Automat. Ca să fure motorină, trebuie să se ridice de pe scaun. S-a ridicat de pe scaun, s-a oprit motorul, va anunța că s-a oprit motorul. Este în pregătire, în standard. Pregătit. Dar acestea sunt, până acum, ce v-am spus, sunt anumite glume. Sunt foarte utile când aveți o flotă pentru prestări servicii și aveți 10, 15, 20 de combine care le trimiteți în diferite locații. Atunci este foarte util. Dar cu ce vă ajută pe dumneavoastră mai mult? Pe baza unui abonament și a unui contract de service cu IPSO, ne dați nou acces la aceste date în permanență. În momentul când noi avem un mecanic care este atașat pentru fiecare combină sau fiecare client, vă apare un cod de alertă, nu de avarie, de alertă, de avertizare în combină, mecanicul este deja informat. Deci deja îi apare, să spunem, o patinare la o curea, el este anunțat, își pregătește cureaua și o pune în mașină. Când dumneavoastră aflați că lui s-a rupt cureaua, mecanicul deja este în drum cu cureaua care îi trebuie la dumneavoastră.